Chiar și așa, de dimineață sper că aveți la îndemână o foaie și un pix, ca în fiecare sâmbătă Oana Portase ne-a pregătit lectura obligatorie de vacanță. Vremea ploioasă din ultima perioadă ne îndeamnă tot mai des să punem mâna și pe o carte. Oana! Bun găsit! Am pregătit multe cărți interesante pentru voi. Primul pe listă este romanul Obiecte ascuțite. Recent a apărut și o miniserie televizată după această poveste, însă citiți mai întâi cartea. O jurnalistă de investigații se întoarce în orașul natal după ce a stat o scurtă perioadă într-un spital de psihiatrie. Camille anchetează moartea a două fete din oraș, în timp ce trebuie să se confrunte și cu familia ei. O mamă nevrotică și ipohondră și o soră vitregă cu o putere ciudată asupra localnicilor. Bântuită de proprii demoni, femeia trebuie să dezlege puzzle-ul psihologic al trecutului. Rămânem tot la suspans și vă recomand Răzbunarea sluților de Rodica Ojoc Brașoveanu, ediția 2018. Ce-ți rămâne de făcut atunci când și natura și soarta au fost nedrepte cu tine? Ce-ți rămâne de făcut atunci când ceilalți te privesc cu dispreț? Sluții încearcă să-și facă singur dreptate, pe când frumoșii sunt și ei în felul lor tot sluți, adică aroganți, răi, mereu în căutarea unor avantaje materiale. Romanul este despre oamenii din jurul nostru cu defectele, pasiunile și setea lor de răzbunare. De la editura Rao avem Fata din Lut, un roman de debut uluitor. Vincent Appleton își ia viața în fața fiicei sale de doar 8 ani. Harriet va fi purtată din casă în casă pe la rudele sale până ajunge la mama ei, care locuiește cu un iubit violent. Apoi, fata crește, iar în timpul revoluției sexuale din anii 60, Harriet se luptă cu tragedia lăsată în urmă de tatăl ei și cu adicțiile mamei, testându-și limitele prin diverse modalități. Pe listă mai am Iubiri dificile de Italo Calvino. Cartea urmărește aventurile individuale ale mai multor personaje și dezvăluie barierele psihologice care le împiedică să iasă din rutina singurătății și a plictiselii. Autorul disecă emoții cu o precizie aproape chirurgicală. Ultima recomandare este romanul Camera Rubinie. Suntem în Londra anului 1907. Tânăra Victoria locuiește după moartea tatălui său cu Hopkins, majordomul acestuia. Un bărbat riguros și demn în jur de 70 de ani. Nu este bogată, dar este fericită. Doar că lumea ei începe să se clatine când apar indicii despre un vechi secret al familiei. Unica persoană care ar putea să-i răspundă întrebărilor este asasinată. Iar în scenă apare și atractivul ziarist Jeremy Ryder. Cam atât pentru astăzi. Pentru sugestii și întrebări vă aștept și pe pagina mea de Facebook. Până data viitoare, sunt Oana Portase și citiți că cititul n-a făcut rău nimănui.